dau eu. A, e ușor. Așa, e, am crezut că e greu. Stați așa, mă, că eu nu am roast. Bună seara tuturor. Bună seara, Chelu, bună seara, Rocco, bună seara, Delia, bună seara. A, bună seara mie, bună seara tuturor. Am emoții pentru că nu m-am gândit la absolut nimic pentru astăzi. Vreau să fie așa un pic semi-spontan. Am ajuns la această emisiune prima dată ca al patrulea jurat, după care, iată-mă, al treilea jurat. Ușor, ușor o să ajung primul jurat. Sper că nu singurul jurat. Dar am ajuns jurat permanent, cu permanent pe cap. Și mă bucur de această experiență, o experiență foarte drăguță. Bineînțeles că am avut parte și de comentarii de bine și de comentarii de hate. Că da? Ușor, ușor... Poți să ne spui despre cele rele? Că... Da, am primit câteva comentarii de hate. Cine e și papagalul ăsta? Alo, în pana mea, ușor, că sunt și eu om. După aia, ce voce de găină sugrumată. Bă, îmi pui e-mail, ușor, că îmi răni sentimentele. Dar ideea este că am primit destul de multe comentarii de hate și unele pornesc prost. Hai să vă zic ceva. Vă dau și eu un sfat, că de asta am venit, să vă dau un sfat celor care comentați cu hate. Nu începeți cu hate. Dacă vrei să citești până la capăt comentariul tău, lasă-l hate-ul pentru mai încolo. Pentru că dacă văd deja un comentariu care începe cu ești praf, n-ai niciun haz, nu o să-l duc până la capăt. Eu cred că un comentariu bun de hate trebuie să pornească pe ceva așa, pe o zonă neutră, după care să se ducă așa într-o zonă constructivă, un feedback constructiv, ca la sfârșit să lovești un hate demonic. Corect. Omule, să-mi scrie cineva, abia ce am aflat despre tine, îmi plac glumele tale, îmi place cum construiești și mă pe familia ta. Nu știu de unde mă ia. E o surpriză. Mă rog, mă bucur că am acceptat să vin la această emisiune. Chiar dacă am fost destul de sceptic la început, n-am avut ocazia să întâlnesc niște oameni minunați, de la care am învățat lucruri faine și de la care am rămas cu chestii mișto. Uite, de la Maya Morgenstern am rămas cu ideea de Maya, iluzia, pentru că ea a fost un fel de iluzie de jurat și asta e singura de roast. Maya mi-a adus aminte de Maya, iluzie, că asta înseamnă Maya, înseamnă iluzie. Și nevastă mea mereu îmi zice chestia asta. Costele, de ce te stresezi? Viața și lumea e o maia, e o iluzie. După care niște timp mai încolo îmi zice, hai să tragi cu aspiratorul. Unde? Unde să trag cu aspiratorul? În maia? În iluzia asta? Ce e praf? Trebuie să trag praful în iluzia asta? Nu putem să ne imaginăm că nu e praf? În fine, de la Rocco Siffredi am rămas cu un gust amar. Să știți că am învățat de la el o chestie foarte importantă și anume că în viață și cu femeile trebuie să ai control. O femeie trebuie să fie prețuită și trebuie tu să-ți păstrezi controlul. Adică să nu fii de vreme când trebuie, ci de vreme acasă. Cam asta e ideea. Ok, o prostie. La Răzvan Simion am rămas cu ideea asta că e foarte important copiii să plece de acasă. Foarte important. Uite, de curând mi s-a întâmplat chestia asta. Eu plec destul de mult de acasă, plec la filmări, turnee, spectacole, atât de mult că ultima dată când am plecat la un show în afara Bucureștiului, copiii s-au uitat la mine și mi-au zis, să mai treci pe la noi! Dragă factură, să mai vii pe la noi! Da, exact, ceea ce m-a întristat un pic, pentru că ei stau la mine, cum ar veni. De la Anastasia Soare am învățat că poți să muncești o viață întreagă și aduni câți alții au la gât. De la Teo am învățat că dacă nu vrei să te distrezi, nu trebuie să te distrezi. De la Nicoleta am învățat că poți să te descurci în viață și cu mai mult de 3 copii. Și de la Viu am rămas cu o datorie de 50 de lei, căci n-am avut bani de taxi și așa. Și vreau să vă zic o chestie foarte drăguță și anume că apreciez fiecare concurent că a venit, că a avut curaj și a încercat să facă umor. Este foarte greu să faci umor. Umorul nu trebuie doar să fie original, adică umorul nou poate să vină peste umorul vechi. Și vreau să vă demonstrez chestia asta printr-un exemplu. Bun, deci nu știu câți dintre voi știți bancul cu un tip care se trezește într-o dimineață și iese în curtea lui și aude din curtea vecină numai lovituri de tenis, numai... Da! Tu! Ah!
Se duce să uită peste gard și vede că vecinul lui joacă tenis cu Andre Agassi. Sau mă rog, de atunci ai bancul ăla. Cu Simona Halep într-o zi bună. În scutece. Și îl cheamă pe vecin și zice, vecine, vină un pic, că-s foarte curios de treaba asta. Ești foarte bun la tenis, te joci cu Andre Agassi și îl bați. Care-i faza? E, uite, săpam la un moment dat aici în spatele curții mele și am dat peste o lampă, o lampă fermecată. Am frecat-o de vreo câteva ori, a ieșit un spirit din ea, un genie. Și faza este că mi-a zis că mi-îndeplinește o dorință. Doar că acest spirit e un pic surd. Și i-am zis că vreau să fiu tare în penis și ăsta m-a făcut tare în tenis. De asta vezi acum că îl bat pe Andre Agassi. Și ăsta e bancul, da? Și completarea mea este în felul următor. Tipul ăsta care s-a trezit dimineața zice, bă, știi, îmi dai și mie, te rog frumos, lampa să o încerc și eu? Și ăsta zice, da, vecine, sigur că da. Și se întoarce tarantulă. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult că m-ați primit în acest setup. Gândește-te la tine ca la un implant dentar, înțelegi? Sunt alb, sunt strălucitoare. Ai și coroană și șurub. Hai, vino cu bine, cam atât. Mulțumim, Costel! Ne-a plăcut!